să părăsim și locul ăsta. Știam că am venit pentru 3 luni. Simt recunoștință în momentul ăsta pentru toată experiența. Se încheie un capitol din viața noastră, fiindcă a fost o viață nouă pentru noi. Las ceva frumos în urmă și las ceva din sufletul meu în această casă. Misiunea Mireasa a însemnat o experiență frumoasă trăită de mine alături de Andrei. În momentul în care mi-am făcut bagajele și am simțit că trebuie să plec din casa Mireasa, sincer am avut un gol, că m-am atașat de oameni de aici, m-am atașat de tot ce se întâmplă, de experiențele prin care am trecut și o să-mi fie foarte greu să mă obișnuiesc cu viața de afară și oarecum o să-mi lipsească casa Mireasa, cu siguranță. Dacă ar trebui să iau de la zero în casa Mireasa, probabil mi-aș da șansa să fiu de la început. E cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, în primul rând, cu tine. Pentru tine, pentru sănătatea ta și, bineînțeles, pentru liniștea ta. E cel mai important, fii. Îmi doresc să plec acasă pentru că mi-e dor de tot ce înseamnă acasă, mi-e dor de tot ceea ce făceam eu. Dar cumva și un sentiment așa de tristețe că lași un loc sau niște oameni cu care te-ai acomodat timp de 6 luni de zile. Sigur o să țin legătura cu Larisa, o să reiau legătura cu Lucy, Andreea, Alexandra, probabil și Alina, nu știu, probleme de văzut. Eu cred că o să țin legătura cu toți, nu cred că o să fie o legătură atât de mare încât să ne căutăm zilnic unul pe altul, dar dacă va fi ocazia sau dacă ar fi să vorbim, nu cred că aș refuza să vorbesc cu careva dintre ei. Păsuți cu el acum ca să sărbătorim. Bunul Dumnezeu ne dă fiecarea nu mai mult decât putem sau merităm. Toți am trecut prin situații grele. Cumva a noastră a fost poate și mai grea pentru că am fost despărțiți, dar eu știu sigur că El ne iubește și că totul va fi bine. Pleci cumva. A fost un parcurs bun, am avut ce învăța unul de la celălalt și ce am greșit. Am încercat să remediem și chiar ne-a ajutat această experiență. Dacă nu era această experiență, poate nici nu ne găseam. Plec cu destul de experiență, am acumulat foarte multe lucruri bune. Ideea de a sta într-o casă cu atâția oameni zilnic, de a te cunoaște mai bine, în ideea că vezi un material în care ai apărut și poți discuta, vezi greșelile pe care le-ai făcut, vezi lucrurile bune pe care le-ai făcut și ai de învățat din acest lucru. Nu neapărat că ne pare foarte rău să părăsim casa Mireasa, chiar ne dorim să ieșim o dată afară să ne petrecem viața. Casa noastră. Da. Dar totodată avem emoția și de nou de a ieși de aici. Cumva ieri când am spus mergem acasă și pentru noi în ultima perioadă a fost acasă, casa Mireasa. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai avea treabă cu nimeni din casă. Mie nu-mi pasă părerea celorlalți, sincer. Și dacă îmi pasă acea pe moment și după aia oricum, pa la revedere. Cel mai nasol a fost momentele în care se punea presiune pe tine ca om. Tot ce se întâmplă aici oricum e constructiv, cel puțin pentru mine a fost ceva wow, mult și responsabilizat. Mi-am și prins așa încredere în mine, eu una din punctul de vedere sunt foarte ok. Nimic nu e întâmplător, totul se întâmplă cu un scop și dacă am fost aduși aici, la Mireasa, atât noi bărbați cât și ele, fete, femei, și am reușit să ne găsim, da? După tipologia caracteristică fiecăruia, înseamnă că ceva a fost spre binele nostru, spre viitor. De aceea mi-aș dori ca fiecare cuplu să reziste toată viața. Aici e o relație ca pe timpuri, nu te duceai din prima, gata, hai, consumai totul de la început și gata. Mai întâi cunoșteai omul adevărat, ce are el înăuntru, cum e el, să-l înțelegi pe el, cum e. Exact cu bunii, cu rele, să-l accepți cu chestiile astea. Muream pentru 5 minute numai ca să o văd. Poate afară nu se întâmpla, n-aveam practic ideea aia 5 minute să te văd. Se consuma prea rapid.
Eu am învățat, în primul rând, să spun verde în fața oamenilor ce gândesc și ce îmi place și ce îmi place. Și am învățat să iubesc în casa mereasa, pentru că eu pot să zic că până acum încă nu am trăit sentimentul ăsta de a mă îndrăgosti în fiecare zi. Am ajuns să mă bucur la ambelițel pe sub ușe. Nu știu, am ajuns să mă bucur că se trag niște draperii portocalii, lucruri pe care afară n-ai niciodată șansă să le experimentezi. Emisiunea în sine îți dă încredere în tine, dar după ce ți-o ia cumva. Și cam asta e fain, știi? Că intri cu vibe-ul ăla, mamă, super, și că nu ești nimic, adică stai un pic că ai de lucrat la tine mult și bine. Și înveți să ai autocontrol, chiar dacă îl ai astăzi și mâine îți fuge printre degete, trăiești la intensitate maximă. Adică dacă stai să te gândești 99% lucruri bune, 1% lucruri rău. De aici cumva începe o nouă viață pentru fiecare dintre noi. Bună, rea, dar e o nouă viață. Recomand oricui să vină, da, recomand oricui să vină aici, pentru că este ceva ce trăiești numai aici. Să vin în sezonul 6, este o experiență pe care vreau să o retrăiesc, să duc etapele acestei emisiuni până la capăt. Vă rog, dacă doriți să veniți la această emisiune și vă doriți să ne întâlnim, să aflăm mai multe unul despre altul, eu sunt deschis, prefer o fată care să fie liniștită, cu minte, care să știe ce vrea de la viață și vă aștept pe toate, vă înscrieți, ne vedem aici, este un loc minunat, puteți pune bazele unei relații serioase dacă vă doriți asta cu adevărat. Eu sunt aici pentru voi, dacă vă doriți să vă înscrieți pentru mine, eu vă aștept cu mare drag și așteptăm să ne cunoaștem. Păi de ce nu mi-ați spus că rămâne cineva în casa Mireasa? Eu credeam că se închide. Rămâne Răzvan, gata, a rezolvat-o și pe asta, rămâne și Miții. Hai mă, Răzvan, dă-ți seama, fii atent. Ai sala pentru... A, da, te duci la Splash. Ei, lasă, cât durează? O săptămână. Am o săptămână. Da. Te întâlnești cu Larisa, poate vă căsătoriți la Splash. Cum ar fi? Nu-i caz. Cum ar fi? Nu s-au căsătorit în casa Mireasa, dar se căsătoresc la Splash. Asta șoc pentru noi. Da, foarte frumoase gândurile voastre. Mă bucur că ați învățat ceva din experiența asta. Și până la urmă, cred că plecați cu cel mai de preț dar, cu faptul că v-ați cunoscut jumătatea. Cei mai mulți, mă rog, mai puțin Elena și Răzvan. Da, na, eu sunt convinsă că și ei ies cu ceva de aici. Și oricât de greu v-ar fi fost, oricât de mult îți fi spus eu că nu mai vreau, că vreau să plec, până la urmă sunteți finaliști, ați ajuns aici la capătul la 6 luni. E cel mai lung sezon pe care eu l-am prins, cel puțin. Și bravo vouă că ați rezistat atât. Da. Și ne-ați scos pe realbi. Mă rog, cred că ne-am scos reciproc, dar asta e situația. Voi mai mulți, nu știu de ce, că sunteți și mai mulți, ce-i drept. Da. Ați vorbit despre lucrurile bune, dar ia să-mi spuneți și să vă gândiți așa, repede, repede, câte un regret. Încep cu Valentin. Regretul meu este că m-am certat cu Alina atât. Aha, și că... certurile, Alina. Cred că este același. Da. Că ne-am certat și am pierdut timp aia. Geloziile, prostești, poate. Și certurile de nimic. Giovanna? Cred că e pentru... Nu știu dacă regret ceva, pentru că din toate oricum am învățat și nici nu prea e bine să regreți. Nu ai de ce să regreți nimic în viața asta, dar nu știu, poate, adică îmi pare rău așa de unele momente în care puteam să nu reacționez așa, impulsiv. Uh-huh. Dar în rest, eu sunt foarte mândră și mulțumită de tot, până la urmă. Ce-am făcut? Ce? Am făcut eu și gata. Perneș. Da. Cred că nu am legat de reacțiile pe care le-am avut și încă mai am câteva din ele, dar am învățat din ele, dar cred că asta e cel mai mare regret. Sabine? Eu cred că am trăit experiența asta la maxim, din toate punctele de vedere și dacă ar fi să am vreun regret, nu știu dacă să-l numesc regret, orgoliu, probabil la el ar fi trebuit să renunț în mai multe momente. Elena?
singur lucru de care pot să zic că îmi pare rău, că am văzut într-adevăr la unele persoane cum le tratau pe alte persoane și în loc să păstrez o distanță de ele, totuși am sperat că au intenții bune. Dar te-ai păcat cu doamna Elena? Nu. Ai măi, mai aveți până luni. Răzvan. Da, eu sunt de părere că n-am reușit să arăt toate etapele acestei emisiuni și... Adevărul că ai venit și ultimul. La final. N-a fost să fie. Andrei? Eu personal de prieteni nu pot să zic că am, dar ce pot să sfătuiesc pe viitor pentru ceilalți? Să vă dați șansa să fiți voi, indiferent de situații și de persoane, pentru că e cel mai sănătos. Eu asta trebuia să fac de la început, ca să pot să fiu eu. Dar când n-ai fost tu? Am avut o perioadă aia de început mai... Când era recalcitrant, nu? Puțin recalcitrant și ușor... Și poate irascibil pentru cei mai mulți. Da, important este că ai corijat treaba asta, da. Că știi că oamenii au fost o perioadă de busolați, că au crezut că poate că așa ești tu. După aceea au văzut alt Andrei. De fapt, cum sunt eu, tocmai asta zic, trebuia să-mi dau șansa să fiu de la început. Uh-huh. Acum, nu știu. Bine, în perioada aia de început, în luna aia, erau și, era calibrarea aia, se stabileau ierarhiile, Și asta e adevărat, nu eram în nucleu, vă dați seama, 8 culturi, 8 persoane diferite. Corect, mai ales în casa băieților, de toți voiau să fie cocoși, na. Nu se putea ca unul să fie mai... Am înțeles că doar unul poate fi alfa. Asta mă rog, nu mai discutăm despre lucrurile astea de început. Da.